Ok și salutare tuturor! Numele meu este Azlo și bine v-am regăsit aici la un nou episod destul de special de pe acest canal. După cum puteți vedea, oameni buni, uh, pe scurt, de ne-am de RTX 3060, A venit momentul să dăm retire, dacă pot să spun așa, la uh, bătrânul GTX 1060 uh, și să trecem la ceva puțin mai bun. Puteți vedea chiar aici, cu tia oameni buni, este vorba despre un RTX 3060 din ăsta cel mai bengos, cu RGB, cu trei fanuri MSI tot ce trebuie. În acest episod o să demontăm 1060 o să-l montăm pe asta și o să vedem ce fel de performanțe putem atinge cu placa asta. Înainte de toate, bineînțeles, vreau să vă și arăt placa ca un mic spoiler. Urmează na? Energy Lab. E clară situația. Oameni buni, o să facem un unboxing clasic cu o singură mână, care, surprinzător, a ieșit. Și oameni buni, Placa este chiar asta, dita mai placa video. Ho, ho! Nu știu cât de bine o vedeți pentru că e seară, dar ceva de genul ăsta arată GeForce RTX. Acum o să avem 2000 de frame-uri pe Minecraft, în sfârșit. Oameni buni, cam așa ceva arată calculatorul lui Azlo. Din păcate nu l-am mai curățat de mult de praf, deci dacă e prăfuit de aia. Aici avem 1060 cu două fenuri. Până la urmă am făcut niște interschimbări și avem un 1060 cu un fen, dar acum am unul cu două, mă rog, tot 1060 de este. Oameni buni, nu știu ce cable management o să facem să încapă placa, dar o să fie interesant placa a fost montată cu succes. Înainte să spună oricine ceva, sunt conștient că în pc meu e jale, dar chid că ajută performanțele și ajută viața componentelor eu nu prea îl curăț decât când chiar mă pun și îl curăț dată de tot și după aia nu mai curăț jumătate de an. Faza este că, practic, dacă eu nu-l țin pe birou, nu prea are importanță pentru mine cum arată, de asta am și un SSD suspendat pe aici și chestii de genul, dar, ce să vă spun, pentru mine merge, componentele stau în temperatură ok și, per total, totul este în regulă. Bine, de fapt, acum că mă uit, vom, vom curăța acest fan, că cam e nevoie. Aici, jos, la sursă, s-a făcut cea mai varză chestie, dar mi-am curățat eu o mare parte. Oameni buni, stați, aveam și eu niște probleme cu calatorul, așa, oameni buni, nu vedeți foarte multe, dar cam așa ceva arată placa, cam asta este iluminarea plăcii dacă vreți, practic logo MSI e RGB și are o bandă RGB, mare șmecherie nu e, oricum eu cum îmi țin PC-ul jos și am două fanuri roșii și, mă rog, patru fanuri roșii care de deasupra nici nu se văd, nu prea mă interesează culorile, dar pe viitor dacă vreau să-mi fac un calculator, să-mi iau o carcasă mai ca lumea, ventilatoare mai ca să-l fac să arate mai bine, să-l pun pe masă, placa e binevenită în el. Uh, din păcate, oameni buni, e o mică problemă la mijloc, uh, monitorul meu din dreapta este conectat prin, uh, prin DVI, deci trebuie să-mi iau un adaptor. Și... Wow, n-a mers display portul. Ok, trebuie să... Da, display port. Ok, lume, tocmai am configurat driverele. Dacă vedeți că la mine e dezordine, pentru că clipul e foarte pe fugă, pentru că pur și simplu am vrut să văd care e faza cu placa. Avem aici, bineînțeles, placa veche care va primi o casă nouă, dacă pot să spun așa. Uh, trebuie să mă interesez ce să fac monitorul secundar, ăsta terțiar. Cred că o să-l conectez sincer să vă spun la placa integrată, urma că e o poveste că trebuie să mă duc în BIOS să o activez și pe ea. Dar, bineînțeles, primul test pe care îl vom face cu placa va fi să vedem câte FPS-uri avem pe Minecraft. Pentru că pe ce joc să o testăm? Deci, o simtem frumos în lobby, chit că în lobby ai așa mai puține FPS mm. băgat, ai puțin FPS-uri. Din păcate e puțin webcam-ul meu în... A, 200. A. Wow, Minecraft e o bazat pe CPU, cine ar fi crezut? Ok, oameni buni, am intrat și noi aici într-un UHC duel, pentru că aici am destul de multe FPS-uri și filmăm și avem... Mm. Nici nu mai țin minte exact câte FPS-uri aveam înainte, dar s-ar putea oameni buni să nu fie o diferență chiar atât de mare și am mai auzit de la alții că pe Minecraft, fiind un joc CPU-based, faptul că deja avem i7, după aia ce placa video avem, Uh, nu contează chiar atât de mult și asta este unul dintre motivele pentru care mi-am păstrat 1060 când mi-am făcut PC-ul nou, pentru că știam că o să mă joc foarte mult Minecraft și na uh, Minecraft fiind CPU-based, după cum am spus, bazat pe procesor și cu cât mai, cu cât mai bun e procesorul, cu atât mai multe FPS-uri ai. Am zis bă, nu are rost să investesc într-o placă momentan și bine am făcut că s-au ieftinit mult, s-au ieftinit foarte mult și dacă vă uitați pe o vedeți și voi. Uh, după cum puteți vedea, RTX 3060 în Minecraft nu pare să fie o diferență chiar atât de mare. Um, foarte multe jocuri nici nu am pe calculator, pentru că e mare lucru, nu mă jucam așa jocuri din astea AAA, jocuri intensive dar teoretic acum mă duce tot, deci este în regulă situația. Mai jucăm și aici un Skywars dacă ne punem FPS normal, se duc FPS-urile pe, pe Belix, dar o, o să jucăm... Nu, nu face redar, să FPS. Așa. Ia used mare lucru n-a făcut. Mai putem, bineînțeles, și să încercăm o filmare în 240 fps. Știți că eu înainte filmam episoadele cu motion blur, e bine, m-am oprit pentru că dura prea mult să le randez. Pur și simplu îmi dura o oră să randez un clip de 10 minute și când vrei să faci așa câteva clipuri în după altul, îți lua extrem de mult. Și acum când am revenit pe YouTube, pur și simplu nu mi-am bătut capul să fac clipurile în 240 de fps-uri, dar um, acum presupun că o să ia mult mai puțin la clipuri să se randeze, deci o să se întoarcă și acea calitate blană. Deci fiți pe fază pentru chestia asta, bine, și după ce le randam le făceam și 4K și asta durează extrem de mult, și nu durează așa mult să faci clipuri de calitate mare. Aștept um, ăștia se urcă sus, o să vreau să bag pe ul ăsta, că de ce nu? Uh, sincer să vă spun, nu o să încercăm să câștigăm meciul ăsta, ne băgăm aici pe băieții ăștia, nu avem aici niciun stres. L aruncăm pe ăsta în void, dacă ia și el knockback și încercăm să vedem dacă putem să prindem ceva strength niște pe cineva. Uite pe asta, că nu cred că se așteaptă. Da, Faza e că nici nu am niciun topor, deci nu prea avem cum să ne apărăm și ăsta na, n-are, n-are armură, pur și simplu n-are așa armură să mă bată. N-are niciunul dintre voi armură, băi, să mă bateți. Ce încercați aici, ce... Da, am, am, vorbit și limba română. Am putea și să ne ducem pe tipul ăsta că avem breaker-ul dar o să vreau să-i mai dau așa puțin bow down pentru că aparent nu... Se pune, da, nici eu nu știu să dau foarte bine cu arcul. Și... Bro, ai rod un cu knockback și n-ai idee să-l folosești. Oameni buni, v-am spus, în Minecraft diferența nu este chiar atât de mare, dar, în principal, am luat placa pentru mai multe motive, printre care și alte jocuri. Chiar că este un motiv nu chiar atât de mare, pe cât ați crede, că mi-am luat placa să mă joc alte jocuri. Um, o să văd ce am prin PC și dacă e ceva ce pot să vă arăt. Ok lume, suntem aici pe Unturned care este unul dintre jocurile pe care n-a știu destul de bine cum mergea pe um, 1060 și după cum puteți vedea din dreapta sus avem acum cu aceleași setări pe care le aveam înainte avem aproape 200 de piesuri, ceea ce este super insane. Uh, având în vedere faptul că eu mă jucam cu 1060 și aveam prin zona asta 90, maxim 110, în jur de 100 de FPS-uri Deci după cum puteți vedea, practic mi s-au dublat frame-urile, ceea ce este destul de uh, șmecher Și trebuie menționat pentru cei care nu știu, eu am un procesor, am un Intel i7-10700 um, Mai este o chestie pe care vreau să o testez pe Antarn, în primul rând Oh, oh, ultra, 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 ultra. Bo, s-a turn pe ultra 200 FPS, mă scuz pe mine. Da, am buni... Chit că mergea și înainte. Mă stai. Ce hartă. Kensington. Oameni buni, știu că poate vi se pare puțin overkill pentru ce fac eu, adică acum avem 250 de fiusuri pe antern, totul pe ultra. Um, au fost mai mulți factori care au intervenit în faptul că am luat această placă și n-ar trebui să intru în detalii, dar ca idee, acum ne duce orice joc. O, mai, mai am câteva jocuri pe care vreau să le testăm în acest episod. O să, a, acum pe final o să mai testăm niște jocuri în care am experiență pe 1060 cum uh, merg. Dar înainte de toate vreau să văd pe unturned, uh, un anumit spot pe care știu că prindeam uh, în jur de 50 de frame-uri, maxim 60, depinde unde mă uitam. Uh, și pentru cei care s-au uitat la serie este vorba despre... Harta cu veit Practic eu aveam foarte mult lag la NPC-uri. Ok, oameni buni, se pare că pur și simplu zona asta dărâmă orice PC. Aici e o muzică pe care nu știu cum să o opresc După cum puteți vedea, tot 60 de FPS-uri avem, deci înseamnă că ori are legătură cu procesorul, ori cu harddiskul, pentru că... Da, deci zona asta, chit că înainte, dacă să vă spun sincer, mai dropa la 50 ceva și acum, dintr-un mare care motiv, se menține așa la 60 constant. Ok, deci se pare că e pur și simplu o zonă problematică pe Unturned, NPC-urile de pe cuveit. Ok, ne-am întors aici cu un scurt test cu Dying Light 2 și pentru început am zis să-mi las setările exact cum le aveam eu înainte. Uh, nici nu mai știu să joc jocul ăsta foarte bine, dar în fine ideea că l-am terminat când uh, abia a apărut. F hey, to pick up. Ha, bă, nici nu mai știu tastele uh, Dar ideea este că după cum puteți vedea din dreapta sus am pornit FPS counter de la Nvidia Avem 120 de fps În zona asta aveam în jur de 80 Deci se pare că pe jocul ăsta nu este un game chiar de mare Avem câteva fps în plus uh, Dar bineînțeles suntem pe 720 pe low Deci avantajul de la placă este că putem să-i dăm blană Adică putem să ne punem pe high Putem să ne punem pe... Vreau și să dau de 1080, pe te rog Așa uh, Avem și v-sync-on Deci ar putea și să ne scadă puțin FPS-urile și ăsta Și o să-l dăm Ok, suntem pe DLSS Balanced uh, Ca idee cam așa ceva arată jocul Avem 76 de FPS-uri Nu am uitat la benchmark-uri N-am stat foarte mult să mă uit Pentru că nu sunt foarte interesat de performanța Atâta timp cât am peste 60 de FPS-uri pe setăr blană Deci cam așa mai bune arată Dying Light 2 în uh, High Settings E o experiență foarte diferită față de cea pe care am avut-o când am jucat jocul, pentru că v-am povestit, eu l-am jucat în 720 pe low, în vreo 70 de FPS-uri. Dacă nici nu mai știu să mă având pe astea. Dar, opa, cam asta este mai bun, 90 de FPS-uri pe high. Um, Acum, sincer să vă spun, orice joc apare, apare No Outless, nicio problemă, îl filmăm și pe ăla. Apare No de the Forest, îl filmăm și pe ăla, pur și simplu chiar e super, super bine. Bun, trecând mai în bun la un alt joc pe care l-am jucat și l-am filmat pe canal. Suntem aici pe 3. Sincer să vă spun cât timp l am filmat, nici n-am activat niciun FPS counter și acum văd că avem FPS-urile limitate de la 60. Pe bune azi -o. O să nu mai scădem din lux sensitivity că e cu o cam mare. Uh, 0.8 giga VRAM folosit din 12. Um, uh, haideți să mai bun să-i dăm puțin mai blan aici. O să-i dăm frame rate uncapped și o să oprim V5 și o să vedem cam câte... Să că am făcut o prostie. Uh, o să vedem câte FPS-uri am fi prins așa. O 100 de FPS-uri. Dar nu știu că mi l-a pus automat pe setări mai mari. Ok, acum suntem pe toate pe high. Noi am jucat jocul în medium și aveam undeva la 60 de fps uri Bine, aveam și vâsing, dar știu că nu mă ducea, că am încercat să-l joc pe high la început. Deci, oameni buni, avem 100 de FPS-uri. cu toate setările pe high, avem și motion blur, niște prostii din astea. sper să vadă ok filmarea, pentru că n-am configurat foarte bine OBS-ul, dar... Bă, ce drept și joc, jocul a fost smecher și pe medium. N-am să vă mint, ești, jocurile smechere poți să le joci și cu grafici mai mici. Dar arată bine și se mișcă și mai bine Adică avem Aproape avem experiența 144 de Hz Dar tot se simte mult, mult mai smooth Deci cam astea sunt performanțele, oameni buni Placa rupe, n-am ce să vă spun Nu mai am foarte multe jocuri pe care să le testez Dar cu ce -am, din ce am testat până acum și din ce știu că pe viitor Cam o să ne ducă orice joc pentru destul de mult timp să-l filmăm Eu zic că a meritat din plin Bun, oameni buni suntem în Quake Asta um, este un joc foarte vechi pe care obișneam eu să-l joc în, în, vremurile mele um, Ideea este, fraților, hai să ne punem fovul 90 să nu fie chiar așa de ridicol Jocul ăsta duce pe... e prea mic Jocul ăsta duce pe absolut orice PC și du dacă vă uitați acolo în dreapta jos Sper să n-ai bălat clipul, pentru că e un joc foarte vechi și vă dați seama că nu este optimizat pentru filmat cu OBS și chestii de genul. Avem 2700, 2500 de FPS-uri, e destul de ok, nici nu mai știu să fac banii, foarte bine. Um, ideea este ca să vă fac așa un scurt rezumat, cu 166 giga, aveam 1000 și ceva de FPS-uri. Uh, și cu un 2060 pe care l-am testat atingeam 2000 uh, Și după cum puteți vedea cu acest 3060 suntem în jur de 2900-3000 uh, Depinde foarte mult, vă dați seama și de scenariu unde ești Dar um, după cum puteți vedea mai bine avem 3000 de FPS-uri în Quake Unul din jocurile copilăriei mele care e pur și simplu jocul perfect ca să te flexezi cu placa video care așa 3000 de FPS-uri într-un joc din asta vechi și că tot vine vorba de jocuri vechi, știu că episodul ăsta se, e așa o întorsătură ciudată, mi-am mai amintit mai mult de un joc vechi din asta care e așa, merge porce, cartofi și are așa mii de piesuri. Vă prezint Toontown, care e un joc pe care-l jucam eu când eram la uh, 9-10 a am rupt pur și simplu jocul ăsta și eu încă îl mai am pe PC, nu m-am prea jucat pentru că, că am lăsat lumea cu care mă jucam de el uh, și pur și simplu și eu. E genul ăla de joc care îți pierzi așa viața pe el ca exact cum e Genshin și bineînțeles acum putem să jucăm Genshin pe setări maxime în loc de medium. Um, uite, Ghost, Go Home. Nu o să vă explic cum funcționează jocul, că e mult de explicat, dar o să vreau să vă uitați la FPS-uri. Acum mai puțin lăguți, că suntem în lobby, sunt chestii de astea de Crăciun. Bine, nu un lobby, în playground. Am serverul. Ba nu? Trăiește. Mă mm. mm. așteptam la mai mult, la mai bun. Ce-s astea? 200 de FPS-uri pe Tuntown. Nu știu, mai buni. Nu știu ce să vă spun. Cred că am omis noi ceva setare din asta. Nu știu, mai buni. Am fost puțin dezamăgit. Aparent cam pe aici ne aflăm la 200 de FPS-uri, deci chiar mă așteptam să am așa 1000 de frame-uri pe jocul ăsta, dar aparent unele engine-uri vechi pur și simplu nu pot așa să facă 1000 de FPS-uri uh, cu componente mult prea overpriced, uh, overpriced sau mult prea overpowered pentru ele. Oameni buni, cam asta este povestea RTX 3060, o placă foarte bună de care sper să... Mă bucur, de fapt nu are sens ce vreau să zic Că oricum o să mă bucur de ea uh, Oameni buni v-am spus, dacă aveți ceva idei de jocuri Pe care vreți să le vedeți pe canal acum Că putem să filmăm efectiv orice Vreau să le lăsați în comentarii Momentan eu am fost azi, lui. eu sper că v-a plăcut episodul Noi ne vom vedea Data viitoare, salut!